Salutare, dragilor! Bine ați venit la episodul de vineri! Mă bucur într-o oarecare măsură de ce v-am pregătit astăzi. În primul și în primul rând că l-am surprins pe colegul meu Răzvan, colegul meu minunat Răzvan, care a rămas din nou așa și a zis: cum de nu avem script pentru ceea ce urmează să vorbim? E, uite bine, nu avem script pentru că avem într-o oarecare măsură experiență vis-a-vis de ceea ce urmează să vorbim. Despre ce o să vorbim? Despre un monitor, și nu orice monitor, un monitor super, super ok. Cu ce este monitorul ăsta mai presus decât orice? Mai țineți minte că într-un mailbox, nici nu mai știm numărul exact, vorbeam și recomandam monitoare cu panel VA și cu panel TN, în speță cu VA, că acel monitor și acel panel îți oferă acel negru perfect. Și cineva m-a muștruluit prin intermediul comentariilor și a zis: nu, nu este adevărat, OLED-ul îți oferă negrul perfect. Și eu am răspuns: perfect, adevărat, OLED-ul îți oferă acel negru, 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 dacă înțelegeți ce vreau să zic, negru, negru, pitch black, cum ar zice americanii. Dar și diferența de preț între un monitor cu panel VA și cel cu panel OLED este una destul de măricică la ora actuală. Iar monitoarele cu panel VA și TN au scăzut în preț considerabil, la fel cum se întâmplă și cu monitoarele cu panel IPS. O să vedem o scădere a prețurilor și pe monitoarele cu OLED, mai mult ca sigur, dar nu într-un viitor apropiat. Cred că cam într-un an, un an și jumătate așa, o să înceapă să scadă prețurile și pe monitoarele ce au panel OLED. Mă bucur, în schimb, că astăzi avem posibilitatea să vă prezentăm și să testăm pentru voi un monitor un pic mai deosebit. Are panel OLED, dar are și ceva în plus. Un layer Quantum Dot. Despre ce monitor vorbim? Vorbim de un Alienware. Un model ce a fost prezentat anul acesta și se cheamă 3423W. Păi unde e? Nu am vrut să punem pe masă și ambalajul, pentru că într-o oarecare măsură este scociuit și sunt zeci de, nu zeci, câteva apți pilde cu fragil. O să iau ușurel, ușurel tot ce înseamnă conținut al pachetului lui Alienware AW3423DW. Manual de instalare, în care sunt prezentate și toate accesoriile disponibile la interior. Aici avem un certificat de calibrare a monitorului și o să vedeți imediat de ce, pentru că spectrul de culori disponibil pe acest model este unul wow. Și să începem, să procedem. Așa. Asta este capacul ce va acoperi toate firele și îți va oferi un wire management cât mai ok. Piciorul monitorului, ușurel, să nu distrugem foarte mult ambalajul. Piciorul monitorului, același format pe care îl putem vedea pe majoritatea modelelor de la Alienware, dar cu o diferență. Modelele precedente de la Alienware aveau un inel cu o iluminare pe spate. Mai ții minte? Nu mai e disponibilă pe picior, pe suport, acum. Adică se poate vedea cu ochiul liber că nu mai e disponibil. Ce-au făcut oamenii ăștia? Au schimbat? Au scos iluminarea? V-ul, baza piciorului, același sistem de montare. Se știe că Alienware și producător Dell pun extrem de multe cabluri pentru utilizator. Avem un HDMI, ce bănuiesc că e 2.0. Avem încă un HDMI. Avem un DisplayPort, un mini DisplayPort. Știm cine are nevoie de așa ceva. USB A, USB-C, cablu de alimentare. Văd dubioșenie aici. Nu, m-am păcălit eu. E un HDMI, un DisplayPort, mini DisplayPortul, DisplayPort și USB-ul. Aici, șuruburile de prindere al piciorului de monitor. VESA pentru cei ce vor să prindă monitorul de un suport de birou. Primul producător de la care văd așa ceva. Oferă suport, sistemul de prindere în monitor și după aia
de prindere prin intermediul a 4 șuruburi pe suportul de birou pe care ți-l alegi tu. Hai să facem un pic de ordine și vom face ordine prin el prima oară. Ok. Cam micuț, nu ți se pare? Deci 21x9 Spectre Ratio și uite ce spuneam un pic mai devreme. Inelul ce era disponibil pe spatele suportului, acum e disponibil, e încastrat direct în partea din spate a monitorului. O chestie pe care sunt mai mult decât convins că o veți remarca, spatele nu mai este alb în totalitate cum ne-am obișnuit la modele pe care le-am tot testat pe aici. Avem și plastic negru de jur împrejurul pe extremitățile monitorului. Hai să punem picioroșul, așa. Sistemul de scoatere la piciorului este unul extrem de simplu. Există un buton aici pe care îl apăsați și puteți să-l scoateți. Voilà. Dacă tot suntem aici, de ce n-am vorbit despre tot ce înseamnă parte de conectivitate? Conectivitate pentru capul de alimentare este în partea stângă, în partea dreaptă a monitorului, cum vă uitați la el. USB-A, două USB-uri 3.0, două HDMI și un display port. Mai e ceva ascuns? Da, mai e ceva ascuns. În partea inferioară a monitorului mai sunt încă două USB 3.0 și un port pentru căști. Deci, practic, sunt 5 porturi USB, un upstream și două downstream. Și evident, nu putea să lipsească. N-are cum. Alienware fără extraterestru nu există. Aceștia sunt cei aproximativ 10 cm, înclinare față, spate, minus 5 până la aproximativ 21 de grade. Știi pentru ce sunt ăștia, nu? Șuruburile. Sunt pentru suportul VESA disponibil în pachet, că acum mă uitam la ce Dumnezeu mai este. Și aici sunt tot așa, cam 5 grade stânga-dreapta. Știi ce n-am văzut? Și sunt foarte curios. Unde e poziționat de data asta? Butonul joystick pentru controlul meniului, controlul OSD. Nu l-am văzut pe spate și nu este pe spate, e tot în partea inferioară a monitorului, chiar pe mijloc, aici. Mă așteptam să fie anti-glare. Din păcate, nu este anti-glare. Din păcate, suprafața este lucioasă. Avem un aspect ratio de 21.9, rezoluție 3440 cu 1440. Practic, în momentul ăsta, nu poți spune că ai două monitoare într-unul. Pentru că oricum ai împărțit 3440, nu o să-ți dea nicio valoare. O să-ți dea 1720 pe 1440. Nu există rezoluția asta. Ai o rezoluție, e o rezoluție custom, 3440 pe 1440. Diagonală 34.18. Iarăși este o diagonală extrem de ciudată. Iar acum vine partea cea mai interesantă, cea în care o să-l și pornim. Să vedem cum arată atât iluminarea, cât și cum arată contrastul, luminozitatea și, în ultimul rând, culorile. Pentru că cei de la Dell se mândresc cu acest Quantum Dot OLED. E o combinație între ce știm de la Samsung, acel QLED, Quantum Dot LED, disponibil pe televizoare, și OLED-ul de pe televizoarele LG. E o combinație, un hibrid între cele două. Un hibrid ce garantează, din partea producătorului Dell, că acest monitor are un negru aproape perfect, dacă nu chiar perfect, o luminozitate foarte, foarte bună, iar combinația asta de tehnologii nu va strica sub nicio formă, dar sub nicio formă, coloristica. Partea de culori a monitorului e un lucru pe care îl apreciez foarte mult, mai ales că cei de la Dell spun că Alienware 3423W nu este destinat numai gamerilor, ci și creatorilor de conținut. Existând în meniul OSD un mod creator ce îți permite ție să te joci cu valorile gamma, dar și cu saturația culorilor.
Asta e un lucru foarte, foarte bun. Ba mai mult decât atât, nu i-a uitat nici pe programatori și nici pe cei care fac modelare 3D. Că practic în momentul în care faci, ești creator de conținut, pentru tine contează foarte mult culorile în primul și în primul rând. În primul și în primul rând culorile contează. Și culorile contează și pentru cei ce se ocupă de modelare 3D, practic fiind cam același drac. Modelare 3D se duce un pic spre creatorii de jocuri. Iar acolo este extrem de importantă coloristica, culoarea, nuanța. Nuanța, nu culoarea. Nuanța este foarte importantă. Hai să-i dăm drumul. Și îți pornim și mâine. Aliene, fixul de pe spate arată de-a dreptul genial. Răzvane, despre ce vorbim aici? Tu vezi cum e negru în partea asta? Tu vezi culorile cum sunt și noi wallpaper-ul ăsta știm de pe monitorul celălalt. Erau relativ șterse, nu erau atât de pronunțate. E foarte adevărat că 3423W are și HDR400 True Black, dar e arată surprinzător. Dacă ar fi fost suprafața și mată, ar fi fost perfect. Ar fi fost perfect. Negru e negru, fără niciun fel de discuție. Nu există nici urmă de bleeding, chiar nu. Curbura nu este una care să te deranjeze, nu este ca cea de pe G9 de la Samsung, care era foarte, foarte mare. Aia era mai degrabă o curbură pentru pasionații de simulatoare. Aici nu te deranjează atât de mult, chiar dacă vorbim de un 1800R. Nu te deranjează. E curbura perfectă atât pentru gaming, cât și pentru partea de editare foto-video, dar și pentru partea de programare. Dacă vrea un programator să-și ia un astfel de monitor. Butonul de power este în partea dreaptă. Butonul pentru meniu, am spus un pic mai devreme, se află poziționat chiar la jumătatea ecranului în partea inferioară. Iar datele care sunt date, wow. G-Sync, din prima activat, se poate vedea că are inclus G-Sync Ultimate prin descrierea de pe piciorul monitorului, stabilizator de negru. Nu? Pe 0 era trecut. G-Sync Enable, Smart HDR Off, Standard, Preset Mode este pe standard acum, iar în partea de jos te duci direct în monitor, sunt extrem de mici, dar e foarte ok. Preset Modes, Standard, Creator, FPS, MOBA, RTS, RPG, Sports, Game 1, Game 2. Game 3, Warm, vrea Warm, Increase Power. Este o schimbare, în partea asta s-a întunecat un pic mai mult. Cool, adaugă acel albastru, ușor albastru. Game Enhance Mode, Timer, Frame Rate și Display Alignment, nu o să le activăm sau să le activăm, numai de adaugă un timer în partea stângă de sus a monitorului, frame rate-ul la fel în partea de sus și nu în ultimul rând, display alignment, practic să aliniezi display-ul după cum vrei tu. Bun, ne întoarcem frumos în meniu și ne ducem la presets. Aici, la creator, poți schimba color space și gamma, FPS. E negru-negru, dar este un pic mai luminos acest mod. MOBA RTS se poate vedea aici într-o oarecare măsură, dar se văd diferențele. Într-o oarecare măsură este identic cu standardul, dar încă o dată pare că este un pic mai întunecat. RTS-ul se întunecă un pic mai mult. RPG-ul se întunecă un pic mai mult. Sports-ul îți oferă acel negru de care ai nevoie să vezi în, eu știu, în Counter-Strike, în Apex, să vezi orice umbră a jucătorului, dacă placa video îți permite să activeze acele umbre fără doar și poate. Și mai era ceva, de ce ai ieșit de aici? Game 1 și Game 1, Game 2, Game 3 sunt standard, sunt moduri pe care tu le poți editat după bunul plac. Standardul, în schimb, activează și varianta Eco, ceea ce mai reduce din consumul
lui 3423W. Noi nu o să lăsăm pe Echo, o să-l trecem pe, nu pe FPS, pe MOBA. Și ne ducem mai departe în meniu. Brightness, contrast și brightness, în momentul de față ele, pentru că așa este modul, sunt undeva la 85%. Input source, modul în care conectezi device-urile la el, prin DisplayPort, prin HDMI 1 și HDMI 2. ANFX Lighting, e vorba de ringul de pe spate, iluminarea, așa se cheamă ea, ANFX, dar și omulețul extraterestru, dacă putem să-i spunem așa, audio. Nu avem boxe integrate, dar e vorba de portul de căști disponibil deasupra butonului dedicat OSD. Meniu, limba engleză, transparency, transparență 20 și timer 20 de secunde. Practic, după 20 de secunde se închide fără niciun fel de discuție. Aici poți să pui shortcut-uri către preset-uri, către dark stabilizer, către brightness, contrast, input source sau volume, orice, orice. Iar aici sunt detalii vis-a-vis de monitor în sine. Firmware, service tag, ambient light sensor, on. Ok, nu vreau on, pentru că asta îmi strică mie experiența atunci când e vorba de iluminarea din cameră. Și nu vreau nici echo mode. Iar aici, pe mijloc, sunt acele shortcut-uri de care vorbeam un pic mai devreme, ce te pot duce către brightness, stabilizatorul de negru, volum, ceea ce îți stabilești tu la interior. Mă surprinde maxim de tot cât de bine se poate vedea și da, dau fără niciun fel de discuție dreptate acelui utilizator ce spunea că, fratele meu, OLED-ul îți oferă acel negru de care tu tot vorbești de VA și TN. Încă o dată o spun. E ca și cum ai compara mere cu pere, pentru că e vorba de buget. VA-urile și TN-urile sunt la un anumit nivel, în timp ce OLED-urile sunt încă la un nivel ridicat, dar într-un viitor foarte apropiat, mai mult ca sigur că o să le vedem la nivelul unui IPS, fără doar și poate. Dar acest combo hibrid de Quantum Dot și OLED este surprinzător. Este surprinzător. Iar acum o să iau o mică pauză și o să mă joc un pic de Destiny pentru că sunt extra curios experiența in-game pe care ți-o oferă monitorul ăsta. Cum este? Hai cu mine! Mai pot să mai zic ceva? Sincer să fiu, nu mai pot. Nu mai pot. Decât atât, aș vrea și eu unul. Aș vrea și eu unul, dacă se poate. Dacă se poate. Dacă nu se poate anul ăsta, probabil anul când o să se ieftinească un pic această tehnologie, Quantum Dot OLED. Până și Răzvan a fost surprins și vorbeam un pic mai devreme cu el și era așa, adică nu-i venea să creadă. Practic, e monitor bun la toate. Cum am zis un pic mai devreme, și gaming, wow, deci nu, îți schimbă în totalitate experiența in-game, fără niciun fel de discuție. Chiar și în zone întunecate, chiar și în momentul în care ești în open world, totul este, adică Destiny 2, eu l-am jucat pe sistemul de acasă și am termen de comparație
între imaginea pe care mi-a oferit-o IPS-ul meu și ce oferă Quantum Dot OLED, fără niciun fel de discuție. Deci, încă o dată, să recapitulăm. Avem un monitor de 34 de inci, o rezoluție, aș putea spune, un pic dificilă, dar ce este recunoscută de cred, toate jocurile, Destiny 2 din prima, 3440 cu 1440, luminozitate. Luminozitatea aici e o chestie foarte interesantă. 250 de niți, dar grație acestui strat suplimentar de deasupra OLED-ului, ce se cheamă Quantum Dot, poate ajunge până la 1000 de niți. Picul poate să fie până la 1000 de niți, fără niciun fel de discuție. Rata de refresh, atenție aici, 175 de Hz pe DisplayPort. Avem un DisplayPort 1.4 și 100 de Hz pe HDMI, HDMI 2.0, nu 2.1. Dacă era 2.1, cu siguranță am fi putut să vorbim de 144 de Hz, dar mai mult de 144 de Hz pe DisplayPort și pe astfel de pe HDMI și pe astfel de rezoluție, cu siguranță nu vom ține. Nvidia Gensync Ultimate iarăși este o caracteristică foarte, foarte importantă din punctul meu de vedere pe monitoarele de gaming, destinate gamerilor, ce sincronizează, ce dă placa video cu rata de refresh a monitorului, este exact ce trebuie să fie. Un meniu extrem de bine gândit și ce se poate edita fără niciun fel de discuție. Un timp de răspuns 0,1 milisecunde gray to gray, atenție, nu black to black, 0,1 milisecunde gray to gray, true, zic ei, true, 0,1 milisecunde gray to gray, HDR 400 true black, Alien FX, iluminarea pe care o poți customiza ori de aici, din OSD, ori din softul pus la dispoziție pe site-ul producătorului. N-am, calitatea imaginii este una extraordinar de ok. Singurul minus pe care îl aș adăuga și aici, pentru că toată lumea știe că eu nu dau notă de 10 sub nicio formă și aici, e un monitor de nota 9, adică foarte ok din punctul meu de vedere, dar singurul minus pe care îl dau și ce mă enervează foarte mult este că suprafața monitorului este lucioasă și preia reflexiile, mai ales atunci când ai foarte mult negru pe ecran. Practic ar trebui să stai cu o lumină undeva în spatele monitorului, astfel încât să nu bată direct în el. Și pe parcursul zilei să, nu știu, să l-ai cumva poziționat în fața ferestrei și să tragi și jaluzelele, pentru că deranjează. Deranjează mai ales când ești în meniu sau când ești, nu știu, într-o peșteră, într-un joc sau mai știu eu, alte nebunie de genul ăsta. Dar e un monitor genial și se vede fără niciun fel de discuție că OLED-ul îți oferă acel negru perfect, iar Quantum Dot-ul, stratul ce vine deasupra OLED-ului, îți oferă luminozitate, dar ce nu îți strică negrul pe care ți-l dă OLED-ul și nici partea de culoare nu ți-o strică de nicio culoare, bani decât atât. Am văzut nuanțe pe care inițial nu le-am văzut în Destiny 2 și sunt curios și în alte jocuri cum se comportă. E un monitor scump, dar este un monitor scump având în vedere că la interior sunt incluse foarte multe tehnologii noi. Este posibil acest standard Quantum Dot OLED într-un viitor apropiat să devină, eu știu, IPS? Da, dar nu foarte apropiat. Nu, cam într-un an, un an și jumătate. Merită să investești banii în acest model 3423DW? Eu cred cu siguranță că merită. Dacă dispui de buget, merită fără niciun fel de discuție să-ți iei un astfel de monitor. Sincer, 100% sincer. Iar acoperirea de culori sRGB 149%, DCI-P3 99%, iar valoarea delta e mai mic
de 2. Lucru care mi se pare de-a dreptul fabulos. Bine, acest lucru îl puteți vedea și în certificatul pe care îl veți găsi la interior în momentul în care veți deschide ambalajul. Iar acum vă rog frumos să mă scuzați. Cât timp acest monitor o să rămână la noi, o să mă bucur în fiecare pauză de masă. În alt joc și în alt joc și în alt joc. O oră cât avem disponibil pauză de masă, eu o să fiu aici, nu o să mai mănânc. Cu siguranță nu o să mai mănânc. Dacă v-a plăcut acest episod, știți ce aveți de făcut. Dacă nu v-a plăcut și butonul celălalt este opțiune, cu toate că na, nu e cea mai bună opțiune, pentru că e cel mai bun monitor care a trecut pe la noi în ultima perioadă de timp. Cred că nu în ultima perioadă de timp. Vreodată cel mai ok monitor din toate punctele de vedere ce a trecut pe la noi vreodată, fără niciun fel de discuție. Dacă nu sunteți abonați și ați aterizat pe aici, eu știu, din căutările de la Google sau pur și simplu de pe YouTube și vă place conținutul pe care îl oferim, apăsați butonul acela pe care scrie abonează-te sau subscribe. Până săptămâna viitoare, vă doresc din tot sufletul să aveți un weekend cât se poate de liniștit. Bye! Hai mă, n-ai plecat, Răzvane? Lasă-mă, te rog eu. Pauză!